Atenție la înțepăturile de insecte! Este semnalul tras de specialiști părinților din orașul nostru. În ultima perioadă, tot mai mulți copii ajung la spital cu alergii cauzate de înțepăturile de insecte. O ieșire la iarbă verde sau o simplă plimbare prin parc se poate transforma într-un adevărat coșmar. Și asta pentru că alergiile provocate de înțepăturile de insecte sunt tot mai multe în ultima perioadă. Mulți făgărășeni au ajuns la urgențe din această cauză, dar cei mai sensibili sunt copiii. Medicii recomandă făgărășenilor să se protejeze de insecte. Sunt zone apropiate apelor în care se găsesc multe insecte. Atunci când se merge la iarbă verde, mai mult în preajma unei ape, multă atenție la insecte, folosite creme protectoare pentru țânțari sau hăinuțe care să protejeze, fiindcă aceste leziuni se pot infecta și sunt cazuri în care rămân și urme pe toată viața, sunt cicatrici care pot, sunt semne care rămân tot timpul pe piele. Deci multă atenție, zona în care alegem să ne relaxăm, să nu fie cu insecte sau dacă se întâmplă totuși să avem haine cu mânecă lungă și există creme care alungă aceste insecte ce ne pot provoca leziuni. Deseori, înțepăturile de insecte provoacă alergii ușoare, însă sunt și cazuri în care acestea pot fi fatale. Persoanele alergice la înțepăturile de insecte pot suferi șoc anafilactic. Acestea trebuie să se prezinte urgent la medic dacă prezintă simptome precum umflarea ochilor, buzelor, limbii sau gâtului, dificultăți de respirație, răgușeală, mâncărimi, dureri puternice sau amorțeală, amețeli și erupții.